suma enormă pe care o cer drept de scumpire pe seristele care au dat în judecat Times New Roman. Viorica Dencil, Gabriela Firea, Carmen Dan, Lia Olguca Vasilescu subliniere Irina Tenase, iubita lui Dragnea au dat în judecat site-ul de satir Times New Roman, potrivit portalului Instancelor. Acum, cele 5 PSD-iste au decis suma pe care o vor cere publicației cu titlul de descubiri. Acțiunea a fost deschisă pe 30 martie sublinierei are ca obiect răspunderea delictuală. Cele 5 membre PSD sunt nemulcumite de articolele apărute la adresa lor pe cunoscutul site de umor. Pentru ce publicația a folosit cuvinte extrem de dure în articole, cele 5 PSD-iste au decis să acționeze Times New Roman în instanță subliniere i se cear daune de 500.000 de euro, câte 100.000 de euro de persoană. Publicația Times New Roman a fost amendat după publicarea unui articol în care iubita lui Liviu Dragnea era numit curv.